Returul play-off-ului începe pentru Astra Giurgiu cu întâlnirea de la Constanța în fața formației Viitorul condusă de Gică Hagi. O partidă care va avea fluierul de start mâine de la orele 20:30 de minute și asupra căreia planează suspiciunea că elevii lui Hagi sunt instruiți să încurce pe giurgiuveni în favoarea FCSB-ului. Pe de o parte, antrenorul Viitorului a declarat că va aborda partida cu rezervele. Pe de altă parte, Marius Mudică este convins că există o conspirație împotriva Astrei și a sa personal, începând cu chemarea sa la Comisia de Disciplină pentru eventuală nouă suspendare legată de așa zisele gesturi obscene făcute la meciul câștigat de Steaua la Pitești cu 1-0 în turul semifinalelor Cupei Ligii. Avem un avocat care se ocupă de acest caz. Eu sper să rămână pe bancă, pentru că această echipă are nevoie de Marius Mudică pe bancă și nu neapărat echipa, fotbalul românesc are nevoie de un om și de un antrenor ca Marius Mudică. Săptămâna aceasta, tehnicianul giurgiuvenilor nu s-a prezentat în fața comisiei, invocând că n-a avut timp fiind la antrenament cu echipa sa. Astfel, comisia de disciplină a rămas în pronunțare, mai ales că nici reprezentanții FRF, care au făcut sesizarea în acest caz, nu s-au prezentat. De altfel, juristul clubului Astra a cerut în ședința de miercuri a comisiei să considere neregulamentară sesizarea Federației Române de Fotbal. În ultimele 4 partide ale Astrei împotriva celor de la Viitorul, giurgiuvenii au învins de 3 ori și au făcut un egal.